Salut din România! Iată-și, ne-am pornit într-o nouă călătorie acum. A fost o pauză prea lungă pentru noi acasă și acum vrem să mergem în călătorie. Deja ne-am pornit, de fapt, în călătorie. Și, ca de obicei, începem cu România. O să călătorim un pic prin România. Acum am ajuns la Slănic, Moldova și o să explorăm un pic zona de aici. Aici este un cimitir de la primul război mondial, vedeți, unde s-au îngropat ostașii. Și acolo deja e un cimitir obișnuit. Sunt foarte multe clădiri părăsite pe aici. Uite, aici am fost un complex turistic Cerdac, Slănic, Moldova. Cândva a fost un complex turistic aici. Acum, de mulți ani, deja nu mai este nimic. S-a lăsat așa și se distruge. Și vrei să intri în interior? Da. Hai să vedem. Cândva a fost un complex. Uite, s-a dat podul. E seama că poate să cadă și acum ceva. Este că e înseamnă că sus nu se trebuie. Sunt doar bine. E, și ăsta poate să cadă în așa moment. E seama că sunt stecle. O să-mi spargem roțele la mamaciclu. Ia. Și ieșe. Era recepție. Eu ce urme, mășcate? Și astăzi de câini? Vezi, mi-e place așa de interesant. Când eram mică, eu cu sora mea, geamănă, adesea intram prin case părăsite, ne plăcea să hoinărim, să scotocim, de locuri de-astea așa dubioase. Deci au fost băile. Ori băi, ori bucătării. Aici băi. Vestiar sau și? Asta e așa în față de el. Asta e frigider, cred că era. Aici e și ea. Aici e balcon. Iată, chiar exact în pădure am găsit și un loc de campare. Acolo e drumul și aici noi ne-am campat. Nu trec foarte multe mașini, noaptea de 8 și cred că o să fie o liniște totală. E curat și îmi place, așa că o să înoptăm aici noaptea asta. Și acolo, nu știu dacă se vede, mai este încă o rulotă tractată de o mașină.
ce faci, Luminița? E obosodem? Da. Da? Te-ai întins aici, te odihnești? Uh-huh. Cum ți-a plăcut Slănic Moldova? Da, chiar e foarte frumos, numai că cu părere de rău e cam părăsit. Multe hoteluri sau chiar stațiune balneară era distrusă, părăsită. Părere de rău. În schimb, parcul central este destul de bine amenajat, frumos, foarte multă lume acolo se plimbă. Măcar ceva frumos a mai rămas. Acolo nu merge bine internetul și ne-am mutat acum locul de campare, să vedem. Merge bine aici? E, tot e cam slăbuț. E important să fii stabil. Acolo și vedem. Sper să meargă, da. Cam slăbuț. Acum am venit într-un complex balnear. Părăsit. Și ăsta e părăsit, numai că a fost mai recent părăsit, cred că cu vreo 10 ani în urmă a fost părăsit. Și e tare fain aici, e liniște și totodată e aproape în centru satucului ăsta turistic. Poftă mare. Vâlpița. N-am văzut niciodată așa de aproape în vânt. E aici și mai aproape. Spare, dă-i pași. E, aici este. Este vulpe fix lângă pragul nostru. Vedeți? Steme. Da, nu steme, dar să-i dau. Vedeți? Un metru de mic. Te-am zis că spare. Am, și-o să vin, și-o să iei. Am adus doar de mâncare, ți-am dat. O luată? Da. Dar iar hai să vedem și în interiorul acestui complex turistic, să așa și în pensiune. Aici este o ușă deschisă. Ia. Mamă, uite-te aici. O mașină de spălat. Bye. Ce-i găsit? Găsit băi. Mi-ai scut așa, iau băi. Da, și încă mai rămas chiar cadrul este. În curte e destul de păstrat. Clar că să merită o investiție destul de mare. Și cred că ar trebui să facă lucrul ăsta, pentru că e un loc foarte frumos. Și cum v-am spus că îmi place să hoinăresc din copilărie. Am intrat și eu în stațiunea asta. Ia uitați-vă aici, ce de frumos! Mă, ce intrare! Așa de frumos, wow! Super! Se vede că e lux, dați scări din marmură. La hotelul ăsta. Vedeți de sunt camere deschise? Da, uite cum e de piele, pentru că așa e de frumos. Marmură.
camera e asta? Deci era un birou. Deci se cheie de la camere. Cineva o scătărășit pe aici. Camera 101. Deci e un alt hol. Camera 102. Poftim, intrați, trăiți. Cu balcon, vedere la drum. Baia, era destul de modern, asta a funcționat cu cea mult 10 ani în urmă, funcționa. Nu-i vechi, dar totuși s-a închis. Picioare, balcon. Cât costa oare așa o cameruță, cum zici? Vreo 300 de lei, cred că. Da, așa de mult? Mult? Așa mică? Cam da, mult. Păi, acolo de idee că e și așa astea, băie. Da, asta mă ating. A, nu, tot e mică. Am stat la fel. Mică e cu bani proprii, la vădeli. Flori mai sunt. Hai, sunt două camere. Tot sunt mici. Da, mă bucur faptul că încă nu-i curat lică de aici. Mai ies și tot la locul lui, dar nu se păzește absolut nimic. N-am văzut nimic. Patul. Nu știu, chiar cu cheia în lacăt. Stai să-i trebuie. Uite și ce stai sus undeva. Asta e ceva mai lux. Ce fain! Patul se vede că era acolo. Ce interesant. Aici era televizor. Baia. Baia ești mai mare. Lumină. Nu știu cum să vedeți. Nu, ieșite, era un minus. Scările mai sus. A, aici vrei era... Vrei sunt pahare? Vrei apă? Prosoape. Păi, dar uite încă toate chestiile astea mai sunt. Da. Wow. Chiar șapuri. Televizoare sunt. Adem. Ia uitați-vă și proiectele acestei clădiri. Am venit să luăm și niște apă, să ne încărcăm rezervele și neapărat o să luăm niște apă cu proprietăți speciale și cu componentă specială de aici din Slănic, Moldova, pentru tratament.